Aventurile Giurgea și Bratu continuă. De data asta am zburat până în Spania ca să vedem live ce se întâmplă la un camp jeep. Ce este acela un camp jeep? Păi, simplu. Fanii Jeep se adună să-și arate dragostea față de mașinile lor încă de prin anii 50. Din 2001 se desfășoară anual, oficial, Camp Jeep. Adică locul în care fanii vin în mod oficial să-și arate dragostea față de mașini. Ei bine, unul din lucrurile fascinante care se întâmplă anul acesta la Camp Jeep, aici în Spania, este că oamenii de la Jeep au adus niște concepte făcute special pentru aniversarea de 75 de ani și aduse direct din state pentru prima oară, astfel încât să ia pulsul fanilor, să vadă, băi, vă place Comanche ăsta care e de fapt un Renegade pickup? Vă place acest Wrangler Unlimited variantă portocalie și cu suspensie înălțată? Vă place acest Trailcat de 707 cai? A? Ce ziceți? Vă place, nu? Asta, spre exemplu, este un pickup Comanche, pe care cred că dacă te-ai apucat să-l conduci în România, ai devenit zeul șoselelor. Comanche este de fapt un Renegade cu benă, fără geamuri și cu acoperiș în formă de șapcă. Este un fel de Huckleberry Finn al jeepurilor. Băiat muncitor, dar șmecheraș. Nu același lucru se poate spune și despre Trailcat. Un monstru Hemi 6,2 litri de 707 cai, mașină care nu va putea pune niciodată atâta putere pe pământ, dar care sună și care se comportă înfricoșător. Gata, ne-am suit în Trailcat-ul de 700 de cai, 707 cai. O să mă ducă acest șofer profesionist să-mi arate cum să fac cu ea, după care o să mă suit și eu un pic. Să încerc să-i dau o plană, băi, praful ăsta! Gata, sper că operatorul meu e pregătit să prindă niște... supravirare! Evenimentul ăsta, Camp Jeep, a fost programat pe 5 iunie, nu întâmplător, ci pentru că fix acum 75 de ani, pe 5 iunie, ieșea de pe linia de producție primul Jeep din istorie. Acum, în 2016, oficialii au făcut o gamă ediție limitată, Grand Cherokee, Cherokee, Renegade și Wrangler, care se numește 75th Anniversary, de 8.000 de bucăți, modele care au modificări exterioare și modificări interioare și costă cam cu 10% mai mult decât în mod normal. Anul ăsta când am fost la TIFF, l-am întrebat pe Tudor Giurgiu. Băi, eu dacă aș avea doar 2 ore să petrec la TIFF, ce film mi-ai recomandat să văd? Și el mi-a zis foarte înțelept. Băi, dacă ai avea doar 2 ore, eu ți-aș recomanda să nu vezi niciun film și pur și simplu să te duci până oraș să vezi atmosfera generată de TIFF în Cluj. Cam așa stă treaba și la Jeep Camp. Ca să înțelegi care-i treaba cu Jeep Camp, nu trebuie să conduci vreuna dintre mașinile astea de aici. Trebuie doar să vii aici și să te plimbi pe la cortul de merchandising de la Jeep. Să te duci să vezi modelele expuse, să interacționezi cu oamenii
și să vezi pur și simplu cum se bucură ei de mașinile lor. Renegade ediția aniversară 75 de ani poate fi comandat în variantele lui diesel și benzină și vine cu Jeep Active Drive, dar trebuie știut că sistemul Active Drive Low 4x4 este disponibil doar pentru dieselul cu transmisie automată. Mașina are jante speciale, grilă redesenată, alte câteva accesorii specifice, plus culori speciale. Cherokee 75th Anniversary este bazat pe echiparea Limited și aduce și el culori speciale, jante pe 18 inci, faruri Big Xenon sau plafon panoramic, pe lângă tapiserii speciale la interior și sistemul Jeep, care include și mod low. Tot pe echiparea obișnuită Limited este bazat și Grand Cherokee, ediția aniversară 75 de ani, și tot modificări la jante, grilă, faruri de ceață și la interior a primit. În fine, edițiile aniversare de Wrangler și Wrangler Unlimited sunt bazate pe echiparea Sahara și sunt și ele diferențiate de restul gamei prin culori noi și elemente de design regândite la exterior și interior. Ca la orice Wrangler însă, comportamentul dinamic pe șosea și în off-road a rămas neschimbat. La urma urmei, de când a decedat Defender, Wrangler pur și simplu nu mai are concurent. Am plecat în Camp Jeep să urc până la un vârf aici, în acești Rocky Mountains ai Spaniei. Și până acum n-am dat de un traseu off-road foarte complicat. E doar un macadam din ăsta pe care Wranglerul se descurcă excelent. E mai confortabilă decât mă așteptam mașina asta. De fapt, este mult prea confortabilă în toate direcțiile. Suspensia e foarte, foarte moale. Direcția este foarte, foarte moale. Pe asfalt te deranjează. Scaunele cred că sunt mai bune decât în majoritatea pick-up-urilor cu care am mers, dar tot sunt mai degrabă inconfortabile. Bancheta din spate nici nu mai vorbesc, nu are niciun fel de sprijin lateral. Din punct de vedere funcționalitate, la fel. Te murdărești pe pantaloni când te sui în mașină, spațiul din portbagaj este mic, acoperișul ăsta textil, nu vă spun cât de complicat este să-l desfaci și să-l pui la loc. Extrem de complicat, îți ia cel puțin 4 minute, 2 persoane. Și apoi, chiar dacă ai acoperișul pus, nu este foarte bine închegat de caroserie, astfel încât la viteze mari, pe care acest Pentastar V6 de 284 de cai chiar le poate prinde, e bine, la viteze mari ți se desprind un pic părțile laterale și încep să flambezi, așa, și să facă niște zgomote. Deci, în principiu, mașina asta este extrem de ineficientă și foarte puțin funcțională. Dar, cu toate astea, este una dintre puținele legende adevărate din istoria automobilului, din punctul meu de vedere, lângă Mustang, Fiat 500 sau Mini. Și, prin urmare, eu o să mă chinui foarte tare ca în 2017 să-mi cumpăr o asemenea mașină. Iar după ce nu faci niciun efort ca să ajungi sus pe munte, cumva dintre niște copaci îți apare așa o priveliște din asta și îți dai seama că despre sentimentul ăsta de libertate e vorba în Camp Jeep.